tare tuturor! Astăzi am revenit cu un nou clip și astăzi avem un nou clip de empties. Am consumat iarăși ceva produse și voiam să vă arăt exact ce am mai consumat eu în ultima perioadă, așa că să începem. Primul produs care aici este în evidență și cumva iese deja din cutie este Organic Noni de la Calivita. Este un supliment alimentar cu noni, de aceea și numele Organic Noni, dar mai conține și alte fructe, struguri albi, cireșe negre și rodi. Este practic un lichid, un suc. Se consumă 2 linguri pe zi. Eu îl iau în fiecare dimineață și ajută la detoxifierea organismului, are efect antimicrobian, antiviral și anti mai ceva, vă zic imediat. Ca să nu greșesc. Scrie aici? Nu scrie aici. Ce este foarte important la acest suc este să-l agitați foarte bine înainte de a-l consuma. Eu, sinceră să fiu, deja m-am obișnuit cumva cu cantitatea care reprezintă cele 2 linguri și pur și simplu nu mai iau 2 linguri să stau să pun în lingură, ci pur și simplu iau cam o gură. Deja l-am desfăcut pe următorul, pentru că nu există dimineață să nu îmi iau Organic Noni. Este poate că produsul meu preferat de la Calivita, acesta și Glam Up. Cele 2 sunt preferatele mele. Glam Up este, de fapt, a intrat și în favoritele lunii la un moment dat. Glam Up este acea băutură pentru sănătatea pielii din interior și v-am mai vorbit despre el în mai multe clipuri. Dar da, am reușit să termin Organic Noni, sunt super happy, v-am zis deja, am deschis următoarea sticlă, așa că în ceva timp, în câteva luni, veți vedea următoarea sticlă la Empties. Îl recomand cu toată inima, o să vă las link în descriere către el, chiar îl recomand, v-am zis, eu le iau în fiecare dimineață, nu există excepție. După ce m-am întors de la sală, primul lucru pe care îl fac când intru în casă este să mă duc în frigider și să-mi iau Organic Noni. Următorul produs consumat este acest gel de ras Satin Care de la Gillette. Pur și simplu, după cum bine știți, îmi rad părul de pe corp, așa că folosesc automat și un gel de ras. Acesta este printre preferatele mele. Nu pot să zic că am neapărat un singur gel de ras pe care îl folosesc tot timpul. Câteodată folosesc Satin Care, câteodată folosesc Nivea Men Sensitive. Acum, de exemplu, încerc unul de la Nectar de Free sau nu mai știu exact. Este un brand care se găsește în Carrefour, este cumva mai accesibil ca preț și atunci am zis să-l încerc să văd cum este și, sincer să fiu, mi se pare că funcționează ok. Pentru mine este important să fie un gel de ras care să facă spumă. Asta funcționează pentru mine, am încercat uleiuri de ras, nu mi-au plăcut, am încercat tot felul de chestii, nu. Trebuie să fie un gel de ras. Asta funcționează. Apoi avem această cremă de corp de la The Body Shop. Este, vă zic imediat, Vanilla Pumpkin. Incredibil! Am mirosit atât de bine această cremă de corp și în același timp a hidratat foarte, foarte bine, dar știți deja că mie îmi plac unturile de corp de la The Body Shop și produsele The Body Shop în general, sunt foarte mare consumatoare, dar această aromă, Vanilla Pumpkin, chiar a mirosit super bine și, ia uite, mai am aici un pic pe capac, o să mă dau pe mâini și mai un pic, eu chiar l-am consumat. Dar pentru că mai am puțin, oricum eu trebuie să mă dau tot timpul cu cremă de mâini, o să mă dau acum pe mâini ca să miroasă. Miroase așa ca o plăcințică, ca să zic așa. Miroase super, super bine, îmi place mult de tot. Din păcate, cred că această aromă este ediție limitată și a fost ediția limitată gen de toamna trecută. Sper să greșesc și sper să mai găsiți această aromă sau eventual să apară și anul acesta. În orice caz, vă recomand în general unturile de corp de la The Body Shop pentru că sunt foarte hidratante și deși acesta este un picuț mai gras, într-adevăr, pentru că este pentru piele normală spre uscată, dar
Totuși, dacă îți dai o cantitate mai micuță, poate fi folosit și pe timpul zilei, iar dacă folosești o cantitate un pic mai mare, l-aș folosi seara, pentru că lasă un pic o peliculă, dar pentru îmbrăcat, până te mai miști puțin prin baie, până să faci skincare-ul, până te hotărăști cu ce te îmbraci, deja a intrat în piele și nu te mai deranjează. Așa că să fiți atenți pentru ce tip de piele este untul și în funcție de asta să alegeți. Avem aici șampon și balsam de la Maria Nila Stockholm. Sunt produse cruelty free și 100% vegane, fără sulfați, fără parabeni. Sunt produse în Suedia și ajută inclusiv la mătreață și la creșterea părului. Cel puțin această gamă, gama Heal, este o gamă pentru un păr deteriorat, de aceea am și folosit-o. Mi-a plăcut foarte mult și este prima dată când încerc produse Maria Nila și pot să zic că mi-au plăcut mult, mult, mult de tot. Cu siguranță am să mai încerc produse de la ei. Îmi place faptul că sunt cruelty free, îmi place faptul că sunt vegane și în același timp îmi place că inclusiv pe spate promovează reciclarea recipientelor, așa că recipientele sunt reciclabile și vă recomand în general să vă reciclați pe cât posibil recipientele cosmeticelor pe care le folosiți, pentru că majoritatea pot fi reciclate. Inclusiv, și ca să vă dau un mic pont, să știți că în magazinele Sephora există niște cutiuțe unde puteți să mergeți să reciclați produse și primiți tot felul de beneficii în magazinul Sephora. Așa că puteți să, dacă nu aveți unde să reciclați, poate aveți un Sephora pe lângă voi sau un oraș și puteți să mergeți împreună cu o prietenă să vă adunați toate produsele, toate recipientele goale și să le duceți acolo. Bun, înapoi la șampon, v-am zis, mi-a plăcut foarte mult și mi-a plăcut că acest balsam, deși este gen conditioner, totuși este foarte hidratant și am simțit că a fost îndeajuns pentru părul meu, lucru pe care în general la un balsam de păr nu îl simt. Pentru mine trebuie să fie mască. În această gamă, din ce am văzut eu, nu există mască și tocmai de aceea, practic, au făcut acest balsam, l-au făcut foarte gros, foarte unctos, în așa fel încât să hrănească și să hidrateze foarte bine firul de păr și chiar am simțit asta. Avem aici un IDR de la Susan Obagi, Obagi Medical, este una dintre cremele mele preferate de zi pe care le folosesc ziua. Momentan nu o folosesc, o să o mai folosesc cred că mai încolo undeva pe timpul verii, pentru că în primul rând am și alte produse pe care le-am desfăcut și le folosesc, plus că folosesc retinol seara și atunci nu mai folosesc IDR-ul dimineața. Dar este o cremă pe care o recomand, îmi place foarte, foarte mult, îmi place cum se simte, îmi place felul în care arată pielea după ce o folosești, pentru că ce am observat este că într-adevăr îți ajută pielea și textura pielii să arate mult mai bine pe termen lung și în același timp ajută și cu micile imperfecțiuni, prevenirea îngrășării pielii, prevenirea coșurilor și așa mai departe. Oricum, știți că eu sunt puțin cam îndrăgostită de produsele Obagi, dar cu un motiv. Chiar sunt produse foarte bune, după cum vedeți din empties mereu le folosesc și le tot reachiziționez tocmai pentru că îmi plac atât de mult. Așa că IDR-ul, v-am zis, este unul dintre produsele mele preferate de la Obagi. Eu de obicei îl folosesc dimineața, poate fi folosit și dimineața și seara, dar eu prefer să-l folosesc dimineața. Avem două șampoane uscate, evident de la Batiste, avem unul Tropical și unul Heavenly Volume. Nu știu dacă mai are sens să vă explic cât de mult îmi plac șampoanele uscate de la Batiste. Deja cred că aș putea fi direct ambasador pentru ele, adică cei de la Batiste ar putea să mă angajeze să le promovez total, nu știu, să fiu fața șampoanelor uscate de la Batiste. Aș putea să fiu acolo pe pancartă, fața mea și cu șampoanele lângă, fix așa. Glumesc. Ideea este că aceste produse chiar sunt foarte, foarte bune, îmi plac foarte mult, funcționează foarte bine. În general, indiferent care dintre ele le achiziționezi și le folosești, toate funcționează la fel de bine. Acesta oferă un pic mai mult volum, într-adevăr. Preferatul meu, știți că este acesta, pentru că are așa un iz de cocos, dar îmi place și cel original, îmi place și cel pentru păr brunet. Îmi plac toate. Mai avem aici un demachiant, Clean It Zero,
Este de la Vanilla Co. din Sephora este luat. Îmi place la nebunie și mi-a plăcut la nebunie acest demachiant. L-am folosit pe tot. Este un balsam demachiant care se topește și se transformă într-un fel de ulei. Un fel de, pentru că nu se face complet ca un ulei, rămâne ca un fel de, un fel. Rămâne așa ca un balsam, dar demachează atât de bine, nemaipomenit de bine. Într-adevăr, nu am putut să-l folosesc pentru demachierea ochilor cât am avut genele, extensiile de gene. Pentru ochi foloseam dischete reutilizabile cu apă micelară și asta folosesc în continuare, dar cât n-am avut gene, l-am folosit pe toată fața și inclusiv pentru machiajul ochilor și mascara și a funcționat nemaipomenit și după aceea l-am folosit pentru fond de ten și tot ce înseamnă zona feței. Demachează absolut senzațional. După ce masez foarte bine, bine cantitatea în piele și practic spargi machiajul cu el, apoi pur și simplu clătești și desigur după aceea vii cu gelul de curățare, cu tonic, cu toată rutina de skincare. Este super, super tare. Îmi place foarte mult. Cu siguranță îl recomand și cu siguranță îl voi reachiziționa pentru că mi-a plăcut extraordinar de mult. Este printre cele mai bune demachiante pe care le-am încercat până acum. Știți că mie îmi plac cele pe bază de ulei, pe care le pot masa în piele și pot să zic că am mai descoperit unul care este foarte bun și foarte eficient. Avem aici un ser de la Dior Capture Youth Glow Booster. Se numește Age Delay Illuminating Serum. Mi-a plăcut foarte mult acest serum. Îl foloseam și l-am folosit pe timpul zilei, dimineața. Nu l-am folosit în fiecare zi, dar într-adevăr, îți, mai ales după ce îl foloseai, îți dădea așa un glow foarte, foarte frumos. Nu-l foloseam în perioadele în care fața mea exploda prea tare. În acele zile cumva încercam să folosesc doar produse care să-mi calmeze pielea și care să-mi trateze pielea, dar în zilele în care arăta foarte bine sau în care nu aveam lucruri active pe față, foloseam acest glow booster. Mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut foarte mult și mirosul, are un miros foarte fresh și foarte plăcut, textura este foarte plăcută când îl folosești și trebuie să vă zic că acest produs nu a fost primit, acesta a fost cumpărat de mine din banii mei și deși este un produs scump, pentru că este scump, vă pot spune că l-aș reachiziționa și mi se pare că merită. Nu spun că nu există produse mai accesibile ca preț, poate că la fel de bune sau pe acolo. Nu zic că, Doamne ferește, normal că există, dar pot să vă zic că, mai ales când vine vorba de un produs foarte scump, luxury, cum sunt brandurile Dior, Chanel și așa mai departe, întrebarea întotdeauna este, plătești brandul sau produsul chiar e bun? Că e o întrebare firească. Și pot să vă zic cu acest serum că produsul într-adevăr este bun, nu plătești doar brandul. În sfârșit am terminat și de fapt mi s-a spart bronzerul de la H&M. L-am spart când am fost în Bucovina. Adică mi s-a spart de tot și s-a stricat complet, mai aveam puțin în el, dar da, printre cele mai bune bronzere pe care le-am folosit vreodată este nuanța Desert Bronze, nici nu mai știu cât a fost, 35 de lei, 45 de lei, ceva de genul, în orice caz un produs absolut minunat. Vi l-am lăudat deja de cred că v-ați plictisit de el, a apărut de N ori în favoritele lunii, în tutoriale, peste tot. Chiar este un produs nemaipomenit. Chiar este. Și cu siguranță îl recomand. Intrați pe site-ul H&M. Au foarte multe produse bune. Am făcut și review produselor de la H&M. O să vă las un link în descriere. Evident să le vedeți că am testat mai multe. Dar acest bronzer este absolut senzațional. Avem aici două geluri de sprâncene. Avem un Brow Drama în nuanța Dark Blonde pe care l-am terminat. Mai avea puțin în el și m-am focusat să-l termin ca să nu expire. Și apoi mai avem și acest Brow Precise Fiber Filler în nuanța Medium Brown, care este un gel de sprâncene cu fibre în el, care cumva reușește să-ți construiască sprâncenele și să pară mai
pline și pe acesta l-am consumat și mult, adică eu acum tehnica mea de sprâncene este să folosesc mai întâi un gel de sprâncene sau ceva care să îmi așeze sprâncenele în loc și abia apoi să vin cu ceva de tip carioca sau cu o pomadă, câteodată poate chiar și cu un creion și să umplu sprâncenele. Asta este tehnica pe care o folosesc, cred că de vreo lună, două încoace. De aceea și am ajuns să termin atât de repede două produse. Bine, acesta mai avea foarte puțin în el și pe acesta l-am, cred că și asta era desfăcut și încercat, testat, ceva de genul. În orice caz l-am terminat. Și mi-au plăcut foarte mult și pe amândouă le recomand. Știți foarte bine că Browdrama vă recomand de ani de zile. Chiar mi se pare un produs foarte bun și accesibil. Acesta, mai ales dacă aveți goluri în sprâncene, mi se pare un produs bun pentru că vă ajută să umpleți acele goluri și vă ajută sprâncenele să pară mai voluminoase. În acest moment sunt mai mult fan geluri colorate simple sau geluri transparente. Pur și simplu, that's my vibe acum. Dar produsele chiar sunt foarte bune și le recomand. Am terminat și această cremă de la Humans. Am fost pur și simplu îndrăgostită. Pur și simplu îndrăgostită, o foloseam în fiecare seară. Mai e foarte, foarte puțin, dar nu reușesc să îl iau și nici nu mi-ajunge pentru o aplicare întreagă. Dar nu vreți să știți cum miroase. Doamne! Deci este vanilie cu cacao, cu cacao, este un unt de corp 100% organic, este un unt de corp cumva bătut, e ca o spumă, așa vine în borcan, este un brand românesc, ceea ce mi se pare super tare, evident că trebuie să curăț foarte bine acest borcan până să-l pun la reciclat, că așa ar trebui să faceți, ce se poate curăța, să le curățați cât mai bine, dar în primul rând, acest produs, o să vă zic, stați să vedem dacă pot să mai iau ceva de aici. Acest produs îl foloseam doar seara și o să vă arăt imediat și de ce. Pentru că, după cum se poate vedea, este foarte uleios. Și atunci îl foloseam seara, înainte de culcare, era uleios, îmi hidrata extraordinar de bine pielea și tot timpul aveam o piele superbă, lucioasă, nemaipomenită, hidratată, fermă. Miroseam tot timpul ca o prăjiturică în fiecare seară. Doamne, deci acum sunt atât de uleioasă, ar trebui să nu mai ating nimic. Dar miroase foarte bine. Mirosul este ceva ce nu pot să descriu cât de bine poate să miroasă. Și da, l-am folosit în fiecare seară. Mi-a plăcut extraordinar de mult, pur și simplu îl iubesc. Cu siguranță îl recomand, cu siguranță îl voi reachiziționa. V-am zis, este 100% organic. Momentan nu îl reachiziționez pentru că mă așteaptă foarte multe creme de corp și nu vreau să expire. Dar acesta pot să spun că intră pe lista mea de all-time favorites din punct de vedere creme de corp. Dar v-am zis, le recomand seara pentru că este totuși foarte, foarte uleios. Bun, mai avem aici un eyeliner de tip carioca, se numește On Point și este de la Bodyography. Mi-a plăcut foarte mult, știți că i-am făcut și review acestui eyeliner, mi s-a părut foarte bun, foarte negru, foarte rezistent. Carioca în sine este foarte ușor de folosit, foarte util, mi-a plăcut mult de tot, i-am făcut și review la un moment dat, mamă, îl umplu de ulei, nu contează. I-am făcut și review la un moment dat, adică am făcut și a apărut mai multe tutoriale, dar la un moment dat am avut un tutorial cu produsele de la Bodyography, o să vă las link în descriere, unde l-am folosit, parcă l-am folosit, nu? Nici nu mai știu, sincer o să fiu. O să verific și dacă cumva l-am folosit, vă las link-ul. Dar chiar mi-a plăcut super mult și vă recomand, o să vă las și link către el, să-l încercați. Este printre acele eyelinere care știu că întotdeauna vor funcționa când am nevoie. Iar ultimul empties este acest deodorant Old Spice Berg Love Spray. Îl aveam prin casă. Mai are puțin? Nu știu cum să vă zic că miroase. E un miros destul de fresh, dulceag și chiar dacă este un deodorant pentru bărbați, eu trebuie să recunosc că
sunt mare fan Old Spice, pur și simplu îmi plac produsele lor, mi se pare că și arată super drăguț, îmi plac și reclamele lor. Într-adevăr încerc să caut deodorante ceva mai naturale și să încerc tot felul de deodorante, dar nu știu ce-i cu mine, dar în general când vine vorba de deodorant îmi place să experimentez tot timpul. Nu pot să zic că am găsit acel deodorant care să mă facă să-l folosesc doar pe el. Îmi place să experimentez, să schimb mirosul, să schimb textura, să văd ce se întâmplă. Acum folosesc roll-on, după aia folosesc spray, după aia folosesc stick. Adică deodorant, nu a existat niciun deodorant până acum care să mă facă să zic, băi, gata, ăsta e forever and ever. Nu. Pur și simplu îmi place să testez. Adevărul este că nu știu dacă am ceva care m-a făcut să zic forever and ever, pentru că în sine eu sunt o persoană foarte curioasă când vine vorba de produse și mereu îmi place să testez și să încerc. Așa că da, am anumite produse preferate, acele all-time favorites, la care mă întorc de fiecare dată pentru că îmi plac foarte mult și pentru că știu că funcționează foarte bine. Dar știți bine că eu întotdeauna o să tot încerc, o să tot testez, o să tot caut produse interesante și chiar asta fac. Și când merg în Carrefour sau în Lidl sau oriunde, în mall și așa mai departe, mă duc și la produse și vreau să văd. Și alea accesibile ca preț, super ieftine, și alea foarte scumpe, vreau să văd, să testez, să văd ce pot să cumpăr, ce e nou ca să testez pentru voi. Da, e o boală, dar e ok. Bun, acestea au fost MTZ-urile mele de luna aceasta. Sper că v-au plăcut. Dacă aveți orice fel de întrebare, vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii. Nu uitați să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut-o deja, pentru că postez luni, miercuri și vineri în fiecare săptămână. Și desigur să mă urmăriți și pe Instagram, Laura Mușuroaia, unde postez zilnic, plus că ne vedem și pe stories foarte mult și vă povestesc tot felul de chestii și am început să fac foarte multe reel-uri, așa că sper să vă placă. Ne vedem vineri cu un nou clip. Pa, pa!